strălucit. Papirus este renovat de statul german prin niște specialiști japonezi cu suma de 3 milioane de euro. Ei nu sunt ortodoxi, dar de plătit au plătit renovarea acestui papirus din două file pe care îl vedeți aici, e vorba de crezul de la Nicea. La Nicea, trebuie să spunem în puține cuvinte și când va veni în al preasfinția sa de la universitate, vom intra în amănunte mai bogate, a fost celebrul sinod care în puține cuvinte a stabilizat filozofia deoființimii, adică să se considere că omul este deoființă cu Dumnezeu și prin termenul homousia a câștigat Atanasie cel Mare gigantomahia contra lui Arie, care spunea că suntem homoiusia, doar asemănători. Eu nu intru în amănunte teologice, că nu este scopul discuției noastre aici. Vreau doar să vă spun că acest sinod, după mintea lui Noica, întemeiază Europa. Noica a scris o carte de dignitate Europe și conceptul de homousia stă în primul capitol după prefața pe care o publicase în Ramuri, carte pe care, spun prima dată, a scris-o la rugămintea mea. Apăs pe cuvântul la rugămintea, fiindcă nu aveam plan să o scrie. Acum, am publicat în anexă la volumul 816 din Monumenta Romaniei Istorica, pe care o vedeți în bibliotecă aici. Ea este urmată acolo de Biblioteca lui Eminescu. Din cele 1250 am publicat 835 de volume, iar în capăt este începutul publicării manuscriselor care au existat în Constantinopol. Așa cum îmi zicea domnul avocat Hașoti, 29 cred că e mâine, nu? Mâine cade Constantinopol, azi e 29, deci azi cade Constantinopolul, dar am început să-i adunăm manuscrisele și vă pot spune că printr-un artificiu tehnic pe care nu eu îl stăpânesc, vom publica pe tip calculator, deci pe ID nu putem să publicăm, 300.000 de manuscrise pe care le-am adunat din cele care au fost în Bizanț. Este un proiect făcut de Patriarhul Bartolomeu I în vizita pe care i-a făcut-o în altul Teodosie, acum un an jumate sau doi, nu mai știu exact când. Important este că, ați văzut pe pereții Academiei Tomitane, sunt 153 de papirusuri din cele 250, le vom tipări și pe celelalte până la 250 și să vedem cât timp vom trăi toți ca să pot pune la ce număr de volum din monumentele bizantine vom ajunge. Deci în cartea revin cu papirusul crezului de la Nicea, avem listele participanților în latină, în greacă, în coptă, în siriacă, în arabă și în armeană. Am găsit chiar unul din manuscrisele în siriacă și l-am și publicat, trebuie să fie undeva pe masă. Important este pentru noi ca străromâni și ce suntem, ca ortodoxi, important că sub numele Dacii apar mai mulți episcopi, apare numele lui Marcus de la Tomis, fiindcă noi suntem aici în Tomis, deci avem important lucru că scrie Dacia. Și dacă vă gândiți că la 550 nepoții lui Clovis, care aveau împărăție și capitală la Köln, deci la 550 se scria în transcripturi tot Dacia, la 801 avem manuscrisul care a aparținut împăratului Carol Magnus și el se găsește la Reims, unde era capitala Francului, marelui împărat. Deci e manuscris de la 801 și la Köln și la Reims. Numele lui Dionisius Exiguus, pentru că este colecția Dionisiu Hadrian acolo cu transcrierea lui Dionisiu Exiguus, care îl știți că e tomitan, în fine, care a tradus toate sinoadele grecești de Bizanț, le-a tradus în latinește pentru papii Vaticanului, el fiind un fel de secretar științific timp de aproape sub 10 papi
la Vatican, care e într-un fel și au capitală de împărația împărația împăraților. Așadar, nu e lui Dionisius Exiguus, din care vedeți un citat sus acolo și v-am mai spus că îmi face plăcere, citatul e dintr-un manuscrit din Vatican, e prima filă, nici cei de la Vatican nu au expus de unde e cine către, da? E o scrisoare a lui Dionisius Exiguus către Petrus, care era episcopul Tomisului. De acolo e citatul, e chiar prima frază. Cum vă spuneam înainte, este important, deci și că la vremea lui 801, în actele împăratului, în capitala Imperiului Carol Magnu, Dionisius Exiguus apare și scrie, deci știa ce vorbește. Deasupra episcopilor scrie Dacia. Acolo mai sunt episcopii care erau în Muntenia, unde era Teofil Gotu, fiindcă 380 de ani goții au stat în Muntenia, adică între Dunăre și Olt. Odată există partea de sud, care era logica tracilor. Acolo a fost la un sinod mai mic, chiar Atanasie cel Mare, venind din Egipt. Apoi avem toată zona aceasta a Dobrogei, care într-o vreme se numea Sciția, dar este sub numele de Dacia. Vă dați dumneavoastră seama, prin episcopii, arhiepiscopii și mitropoliții Dobrogei ai Tomisului și ai vicinei, noi de la anul 298, deci la câțiva ani după plecarea sub Dunăre a împăratului roman, avem până la 1359, când Iachim de Vicina trece la Curtea de Argeș și întemeiază mitropolia, avem această mie de ani neîntreruptă. De ce spun acest lucru că e important? Când ai arhiepiscop sau mitropolit, toată zona Dobrogei avea 14 episcopii, însemnând populație. Partea frumoasă de asemenea și importantă este că în altul Teodosie, aproape că mi-a ordonat să găsesc în Vatican unde e vicina. Că se tot spunea că e în Tulcea, că e nu știu unde, nu. Am adus 6 hărți din Vatican, ele sunt aici în bibliotecă, în care vicina este pe malul drept al Dunării, în județul Constanța. Când a fost o secetă mare, știți bine că sunteți de aici, ați filmat, ați fotografiat ruinele bisericii de la Vicina. De ce este important? Că nu contează că era vicina în județul Constanța sau în județul Tulcea. E important pentru că însemna o tradiție neîntreruptă, care este o treabă importantă. Este atât de importantă că vă spun că austriecii au furat actele din Constantinopol cu această întemeiere la Vicina, etc. Eminescu le știa din editarea lui Micloș și acolo sunt 3 manuscrise care statuează mutarea lui Iachim de Vicina ca mitropolit al Curții de Argeș, deci când s-a întemeiat țara românească cu mitropolie. Vedeți dumneavoastră, avea el însuși numele de mitropolit. Noi am publicat o listă cu documente, cu manuscrise, nu știu ce, cu toți ceilalți mitropoliți ai Tomisului. Nu sunt multe popoare care să aibă acte neîntrerupt pentru 1000 de ani și mai ales într-o zonă destul de complicată cum este zona României, care s-a aflat și acum cum s-a întâmplat între imperii și așa mai departe. Manuscrisul acesta pe care l-au descoperit germanii, în ce limbă este scris și ce spune acest manuscris? Cum se traduce? Germanii nu l-au descoperit. E vorba de canoanele traduse din greacă în latină de Dionisius Exiguus, se cheamă Collectia Canonum Dionisio Hadriana, și ele sunt traduse și transcrise în anul 550, așa e datarea lor, și se află în biblioteca din Köln. Pe mine m-a interesat o anumită chestiune, să văd în ce capitale imperiale există canoanele traduse de Dionisius Exiguus. Pe aceste canoane traduse din greacă în latină, cum spune pe manuscrisul de la Reims chiar împăratul scrie cu mâna lui pe această, din această carte am învățat teologie. Deci se învăța
pe știința lui Dionisius Exiguus. La sfârșitul traducerii canoanelor din greacă în latină există lista cu cei 220, cu 318, e și o legendă câți episcopi, câți învățați au fost la sinod, Dionisius Exiguus dă lista. Pe mine m-a interesat mult mai mult această listă, să văd dacă sub Dacia unde apare și ce este Marcus. Și această listă se regăsește pe toate, pe toate pe care le-am publicat, se găsește lista cu Marcus, mitropolit, știm că era mitropolit al Tomisului. Un traducător și transcriptor grec din Teta, acela din greacă, da? S-a încurcat următorul, fiindcă siriacul nu știa greacă sau latină sau nu știu care, sau chiar germanul care transcria în latinește, transcria mecanic. A încurcat Teta cu C și din Tomeo s-a apărut Comeo și s-a apărut că e C, după aia Calabria și se încurcase povestea. Oameni instruiți, ultra erudiți, mult mai erudiți decât mine, scriau în dreptul lui Marcus, la 325, Anonymous. Deci nu se identificase perfect. Acum, fiindcă sunt scanate și în Germania și în Franța aceste vechi manuscrise, comparându-le și mult din Vatican, le-am găsit pe Marcus, care are și titlul de mitropolit. Deci nu e puțin lucru, pentru că până în ziua în care vorbim noi astăzi, se spunea că mitropolitul apare pe la 399, nici acela nu era un oarecare și era destulă, să spun, 1000 de ani înainte de mitropolia de la Curtea de Argeș. Noi vrem să facem un lucru simplu, ca Biserica Ortodoxă Română să știe trei lucruri simple și clare. Că este de la început Ortodoxie, iar Tomisul și ce exista aici este mai vechi, așa s-a întâmplat. Deci eu nu fac pe patriotul român aici sau cine știe ce și închipe ce, eu fac știință. Tomisul e mai vechi decât Bizanțul, că Bizanțul face Constantin cel Mare pe la 330. 325 era sinodul de la Nicea, aici era 660 înaintea erei noastre, deci ești... Era Constantin cel Mare, dar nu construise, nu începuse. Să se facă sinodul. Păi el a făcut sinodul, pentru că el a prezidat. Ce-a spus că peste 5 ani? Nu. Nu exista Constantinopolul, orașul. El începe construirea Constantinopolului în anul 330. El era împărat mult înainte. Nu asta este problema. Eu vorbesc că nu exista sinodul, de aia se face la Nicea, că altfel îl făcea în Constantinopol. Mă înțelegeți? E un amănunt ăsta. Cum să zic? Petru cel Mare era împărat înainte de a face San Petersburg. Că dacă nu era împărat, nu-l făcea. Dacă nu era împăratul Constantin, nu se numea Constantinopol. Deci el a făcut Constantinopol după ce a fost logic împărat și avea putere. Iar Dionisie Exigul, la ce vârstă scria despre mitropolitul Marcus? În ce perioadă ne aflam? El trăiește între 470-544. Deci peste 150 de ani. Și aceste manuscrise s-au găsit pe teritoriul Germaniei? Sunt în toate țările deștepte. Deci sunt în Vatican, în alte biblioteci din Italia, sunt la Paris, la Strasburg, sunt în Germania, în mai multe localități, fiindcă au avut mai multe stătulețe, sunt la Oxford, la Cambridge, mai sunt câteva în America, deci mai sunt la Viena destule, deci în centrele imperiale mari și în Elveția. Sunt în 7-8 locuri, fiindcă au avut scriptorile de la Fulga. Înainte de anul 1000, un manuscris sau două sunt scrise chiar la Fulga. Erau scriptorii unde la 100-200 de ani se schimba pielea de vițel pe care scriau, că se usca, deci nu rezista. Biserica Ortodoxă Greacă are o astfel de listă a mitropoliților? Nu-i ziceți Biserica Ortodoxă Greacă, nu-i spuneți Ortodoxă Greacă, spuneți deocamdată Ortodoxă. Da? Păi, lista o publică Dionisius Exiguus, fiindcă el a tradus canoanele de la sinodul de la Nicea. Deci de asta eu le-am căutat în Dionisius Exiguus, în canoanele, colecția lui de canoane.
381. A fost un mitropolit al Tomisului și la acel sinod? Avem și la 381, 453, 781, cred că Gerontius. Aveți o, dacă vreți, mă uit și vă dau lista întreagă cu toți care au fost. Iar când celelalte... Când s-a terminat cu mitropolie? Nu se pierde niciun fir. Secolele se mai întrerup ca documente. Avem câțiva mitropoliți anonimi în listă, da? Nu sunt documente sau nu sunt deocamdată. S-a pierdut prin secolele 7-8, după aia a fost secolul 9-950, după aia reapar. Există un mitropolit Petrus care a fost la Ohrid, care era ortodoxul nostru, la 950. Și are o însemnare de vreo 15 rânduri pe manuscrisul lui Checaumenos, care a fost la Ohrid, dar nu ne-am învrednicit să-l luăm sau să facem o copie și acum e la Moscova. Eu am o corespondență cu ei ca să-mi scaneze. Am publicat textul transcris și tradus de Vasilievski, pe care îl știa Eminescu. Eminescu se documentase pe problemă. Cum Ohrid e la granița dintre Albania și Macedonia de Nord, ar putea fi și una română acolo, nu? Că erau în transformanță și stăteau... Despre Checaumenos se spune că ar fi a român. Acum... Motivele sunt acestea. 1. Prin Mitropolia Tomisului ești vechi cât oricine. Nu avem de discutat. Prin Tomis, prin Marcus ca mitropolit, ai fost la întemeierea simbolică a Europei în sinodul de la Nicea. Da? A treia chestiune este că tu, Biserica Ortodoxă Română, care ai strălucire la Curtea de Argeș, această strălucire îți vine de departe. Deci e vorba de străvechime și să renunțe la ideea că România se face la 1918 sau la ce an, fiecare vine cu secolele lui. Un popor nu se face marți și miercuri al popor. În 1917 nu exista România, ce eram? Deci asta e o chestiune de secole, vezi când începe, să zici cu torna-torna, frate, când începe limba română, există cuvinte în anumite manuscrise și în secolul IV care sunt ca în limba română. Eu am o altă teorie asupra limbii române pe care vă expun în 4-5 propoziții, anume. Toată omenimea asta se zice că a început să grăiască cam acum 200.000 de ani. Aia se cheamă lingua nostratică, limba noastră. Acolo, prin niște exigenți deștepți din America, o carte mare în 5 volume, s-au stabilizat morfologia și sintaxa limbii nostratice și s-a făcut o listă de aproape 998.000 de rădăcini. Din aceste rădăcini, ca și alte limbi, româna, eu am controlat rădăcină cu rădăcină, moștenește cam vreo 660-666 de rădăcini și celelalte limbi la fel. Acum, noi știm de la școală, mai ales filologii, de indo-europeană sau proto-indo-europeană, care are vreo 7, 8, 9, să zici, maximum 10.000 de ani, pe care o știm mai bine. Da? Limba română nu vine, că, ce o să-mi spui mie acum, că după Decebal am început să vorbim românește sau vorbeam romanică, deci cât timp durează până să spună ăla torna, torna, frate și așa mai departe, sau... Pe la 900 sunt alte documente, dar vă mai spun că pe la anul 1362, pe sudul Dobrogei românești, scrie România. Deci se înțelege că România urmează sau este și ca nume urmașul Romaniei. A fost o provincie mare aici, poate era numele Imperiului și așa mai departe. Ne-am venit pentru reactivarea mitropoliei Tomisului. Da. Ce presupune reactivarea mitropoliei Tomisului? Ce trebuie să știe cititorii, ascultătorii noștri despre această reactivare? Se poate, nu se poate? Ce presupune? Un singur lucru. Dacă patriarhul vrea, are nevoie de un singur minut. Este voința patriarhului. Eu i-am explicat și în articole, știe și în cărți, anume că este inteligent să facă această reactivare a mitropoliei Tomisului, fiindcă fundamentele Bisericii Ortodoxe Române pe care o conduce Patriarhul Daniel aici sunt.
Deci el nu are voie să-și omoare nici părinții, nici bunicii, nici străbunicii, nu are voie. Or, el... De ce a refuzat patriarhul Daniel să reactiveze mitocondria Domnului? Patriarhul știe cel mai bine. E posibil să aibă o gelozie științifică, să nu-i convină că e curtea de arge și o urmașă a vicinei sau a Tomisului. Eu nu știu bine nici ce în capul meu mâine, dar ce în capul patriarhului astăzi. Va fi mai puternică credința în Dobrogea dacă va fi mitropolie? Nu, doamnă, este o chestie foarte simplă. Patriarhul e patriarh până la moarte, el este stăpânul întregii biserici ortodoxe române, el ar avea strălucirea, el ar avea întâietatea, el ar avea puterea simbolică și nu costă un cent, ca să mă înțelegeți, o chestiune. Este doar o chestie de voință și de bunăvoință și de inteligență, dar eu cred, din ce informații am, că va face acest lucru. De ce? Fiindcă în 2025 se împlinesc 1700 de ani de la Sinodul de la Nicea și va fi cea mai mare sărbătoare pe care o știm noi în ultima mie de ani în ceea ce privește ortodoxia, să zic, mondială. Da? Ori acest lucru, oricum, patriarhul e un om prea inteligent ca să nu știe că asta va fi o apăsare și este un prilej uluitor pentru el, fiindcă el este al doilea om după patriarhul Bartolomeu. Are o funcție mare în toată ortodoxia. Acum, eu nu știu ce gândește și ce vrea. E posibil să nu poată să fie liber, dar părerea mea că trebuie să aibă curaj să fie liber, fiindcă nu deranjează pe nimeni, nici Biserica Ortodoxă de la Moscova nu deranjează pe nimeni. Ce ar presupune? Vă repet, tot pentru cei. Da. Ce ar presupune trecerea de la arhiepiscopie la mitropolie? Simplu, un sinod pe care îl poate să-l facă de 2-3 ori pe an când are termenele și actele sunt depuse de Arhiepiscopia Tomisului de 10-20 de ani, sunt vechi, da? Deci poate să spună, sigur, toată documentarea există, doar să spună, mâine avem, cum se spune la ședințe pe ordinea de zi, reactivarea Mitropoliei Tomisului. Votăm, s-a votat, nu are nevoie de niciun cent, el este patriarh peste toate mitropoliile, e până la moarte să-i dea Dumnezeu viață lungă, eu i-am dat și o idee ca să scape de polemicile cu Liceanu și alte scandaluri cu 300 de milioane de euro pentru mitropolie. Și a zis, dom'le, Catedrala Neamului e o idee, zice Slavici, a lui Eminescu, da? Spune acest lucru, spune că îl iubești pe Eminescu și ai făcut Catedrala Neamului pe o idee de Eminescu și mai e o chestiune, i-am dat și documente, îi dau și poze. Sunt niște țări mai deștepte decât România. Una e Italia, să zicem, una este Anglia, nu mai vorbesc de alte două, trei țări, da? Italienii îl au pe Dante într-o biserică, da? Englezii îl au pe Shakespeare într-o biserică. Românii ar putea și ei să-l scoată din nămol pe Eminescu, că e în pământ acolo, și să-l așeze în biserica asta care e Catedrala Neamului. E așa de complicat? Este foarte simplu. În 24 de ore îl ai pe Eminescu așezat în Catedrala Neamului. Dacă nu mă înșel, eu cred că merită. Asta este una. Apoi, venind cu această străvechime, pentru că dacă vă uitați pe site-ul Bisericii Ortodoxe Române, acolo sunt trecuți toți episcopii de la Evanghelicus până la Iachim de Vicina. Deci acolo îi recunoști, sunt buni. Și sunt mitropoliți cu acte. E Teotim I, după aia sunt Anicet, Vasile, pe ce milenii vrei, că sunt lipsă anumite, pe ce secole vrei, pe anumite secole sunt lipsă documente, dar se spune în divers, știți cum, nu li se spunea totdeauna numele propriu. Spunea Mitropolitul Tomisului și nu-i mai dădea numele. Bun, există în diverse scrieri, mai există, eu știu, inscripții pe metal, dar nu stăm de chestia asta, că dacă l-ai la 298 și îl mai ai la 1100, e logic că ai avut și în secolele în care nu ai deocamdată documente. Obținerea statutului de mitropolie este dat și de numărul de biserici și mănăstiri, de lăcașuri, de cult, de pe o zonă, de pe o altă zonă? Dacă ar fi după așa ceva, Tomisul ar trebui să fie prima mitropolie a României. Aici ai tot. Ai sfinți părinți, ai toți, ce să spun,
le aveți oasele în catedrală, da? Aveți toată tradiția cu Andrei la peștera asta, eu am umblat după manuscrisele cei mai vechi cu Sfântul Andrei, le-am luat și din Vatican. Filip, dacă nu ții cont nici de Sfântul Andrei, nici de cărturarii ăștia celebri, nici de lista asta de 1000 de ani care ajută poporul român, în niciun alt teritoriu al României nu avem acte neîntrerupte de la 275 până se întemeiază țările românești. În niciun alt teritoriu. Am mai găsit documente, secole 4-5, Martinus de Bracara, care era în banatul nostru acolo, Nicheta de Remesiana, mai sunt sus, pe la Oradea, niște documente, dar sunt spre anul 1000. Deci, cel mai greu lucru, nu numai pentru noi, și pentru celelalte popoare. E grea mie asta de ani, de când cade Imperiul Roman, până când se încep să se întemeieze țările europene, pentru că ele încep să întemeieze după ce se retrag mongolii, fiindcă le murise stăpânul militar. Este la o activitate la universitate și urmează să vină. Nu știu cât durează activitatea acolo. N-am avut informații în sensul ăsta. Deci am niște doctorate, două doctorate, am înțeles. Știu că... Bun, deci din punctul nostru de vedere, asta a fost și scopul dialogului de astăzi, că din punctul nostru de vedere, discuția despre reactivarea Mitropoliei se relansează pentru că în ultimele știri din presă părea că documentul venit de la Patriarhie, acela care a fost publicat acum, nu mai știu, domnul profesor, câteva luni, da? Punea capac poveștii, ori după noile informații... Nu pune Basile analfabetul la capac unei mitropolii de 1700 de ani. El să stea în banca lui și să învețe ortografie. Bun, ăsta a fost punctul nostru de vedere, că noi vrem să rediscutăm reactivarea. Mulțumim pentru... Este o chestiune asta, dacă vreți, de siguranță națională, pentru că tot vorbește și președintele, că nu știu ce face școală, elevii și își bate joc și de profesori și de elevi, cum cea România educată. România educată acolo. Dar pe el nu-l interesează că lipsește țării 1000 de ani. Să vină aici, da? Pentru că au venit prima dată, da? Iar după aia au întrerupt sosirile. Este treaba lor. Eu vă spun un singur lucru, ca să vă dați seama de ce muncesc unii și sunt proști și alții nu știu carte și nu muncesc și sunt deștepți. Da? Nu există în lume niciunde o colecție de documente care să fie ajuns la volumul 700-800, mai aveți biblioteca lui Eminescu, este dincolo biblioteca Bizanțului, care nu e ușor de făcut. Acum vom trăi și vom vedea. Pentru prezența reprezentanților presei și probabil în continuare va urma dezvoltarea in extenso, conferința științifică academică pe cele trei teme anunțate de domnul Constantin Barbu și așteptăm și prezența în al preasfințitului, care înțeleg că este la o activitate la universitate. Păi mi-am uitat, m-am dus să conduc pe oameniștea. Bun. Să-mi spuneți când începem povestea cu cărțile și o începem. Eu așa zicea că da. Da, da, da. Nu, ca să nu stau la ceva și da. Așa zic dumnealui, să lungesc conferința până vine...